și domnilor, vor fi povești foarte interesante până la sfârșitul emisiunii. Avem acum ocazia să ne întâlnim cu un actor absolut senzațional. Mihai Groia Sandu este alături de noi, maestre. Bine, la microfon, la microfon. Așa. Bine. Ai, Doamne, la microfon, dintr-o dată. Bine, l-am găsit sănătos și aproape sătui, că văd că încă gătiți pe acolo. Încă gătim, deci suntem aproape sătui. Vă așteptăm la pizza, că avem nevoie de ajutoare. Se gătește acolo cu o pasiune, de scade părul, văd, nu? Da. El, da, deci el poftește în fiecare zi și iată unde a ajuns. Pe de altă parte, intrăm într-o poveste foarte interesantă a vieții celebrului actor și a unui un om pe care l-ați urmărit pe scenă, în filme. O să povestim și de un film, iar vocea este inconfundabilă. O ascultăm și auzim. Mai multe voci. Da, sigur că da. Cu care dintre ele vorbim astăzi? Vorbim cu vreo patru astăzi, doar atât. Ne mulțumim cu ele. Înainte a venit cineva și a spus că e frică de cutremur. Știi ce am pățit eu la cutremur? Ce? Eram în armată, soldat. Și compania din care făceam parte și băieții care ne schimbau, că făceam schimburi de 10 ore, da 10 ba, că nu mai știam cum ne cheamă, deci nu eu. Au scos de sub dărâmături 244 de morți și 8 vii. Fantastic. Așa că să nu mai vorbim despre frică, dar avem despre ce să vorbim. Avem ce să vorbim, pentru că maestru are de relatat astăzi, după care o să vorbim, repet, și despre un film, cumva lucrurile se leagă, despre o experiență de viață absolut unică, sigur că are legătură cu lecturi, cu pasiuni, cu dorința de a ști ce se întâmplă în viața asta, ce se întâmplă după, încotro și cum. Îmi spunea colega mea Anca că ați experimentat, ați trăit practic un moment de regresie. Nu neapărat un moment, ci mai multe. Dar nu ai spune regresie. Dar mai înainte de a discuta, trebuie să stabilim care este nivelul discuției. Știi că oamenii proști vorbesc despre alți oameni, da. Oamenii ceva mai inteligenți vorbesc despre evenimente și să zicem că există și o categorie superioară care vorbește despre principii. Spune-mi la ce nivel vrei să ne stabilim sau ce așteaptă orice publicul. Nivel am avea, e important ca cei de acasă să simtă, să înțeleagă povestea și să rămână cu ceva din ea. Da, păi atunci să facem puțin punctul, cum zic marinarii, să facem exact locul unde ne aflăm, despre ce vorbim. Inițial am venit aici să fac puțină reclamă unui film care ar fi trebuit să aibă mâine premiera, dar care, ai să vezi că lucrurile se leagă și pe partea asta, nu mai are premiera, pentru că a fost cumva încolțit și înconjurat de ghinioane. Așa. Adică filmul al unui regizor care a scris și scenariul, francez de origine română, plecat din România în 90, un domn foarte interesant, care acum este profesor la o școală de film din Franța, vorbește despre o echipă de jurnaliști francezi, jurnaliști, ei, așa. Doamne, iată că te simți, așa, care se află în Franța pentru a filma vechi obiceiuri, da? Și filmează o nuntă, filmează un botez, ar vrea să filmeze și o mormântare, dar nu se arată evenimentul în momentul acela. Și atunci, cu concursul unor oameni care vor neapărat să câștige bani, inventează o mormântare și joacă o mormântare ca să aibă oamenii ce filma. În ciuda avertizmentelor preotului din sat, că așa ceva nu se face, ei o fac totuși și după asta încep să se întâmple fel de fel de nenorociri. Nenorociri s-au întâmplat inclusiv echipei reale care a filmat filmul. Regizorul, având în primul an un accident vascular destul de sever, credeam că nu se mai termine niciodată, a scăpat. Nu se mai termine niciodată filmul, vreau să zic. Da. A revenit după un an, s-a terminat filmul. Spațiu limitat la tine în emisiune, n-am când să povestesc tot ce s-a întâmplat și cum. Dar ultima chestie s-a întâmplat acum câteva zile, când o chestie care se numește România Film
Nu așa. Înțeleg de ce se numește așa, că n-are nicio legătură. Ajung la concluzia că nu este o coproducție franco-română, că nu știu ce procentaje de acolo nu erau conform statutelor lor. Nu mă pricep la chestiile astea. Și atunci? Cert este că acum trebuie reluată toată procedura și premiera va avea loc în toamnă. După ce oamenii au venit, Sabdaru a și făcut un mare eveniment, a jucat și el în filmul ăsta, la Iași, da. A închiriat săli, a vândut bilete, adică... Vai de mine! Da, tot felul de chestii din astea, ce să zic. Dar, una peste alta, ca să adunăm puțin nivelul discuției, dacă înțelegi cam cum funcționează mintea umană și în ce măsură investește ea în lumea reală, în măsura în care investești multă credință și într-o prostie, ea devine reală. Să zicem că este un fundament acceptabil al superstițiilor. Da? Da. Un fundament pseudo-științific. Așa este. Da. Știi că există... Știința e o chestie foarte restrictivă care nu-ți permite să recunoști orice tip de adevăr. Știi? Adică unul din criteriile științei ar fi că un eveniment, un proces, un fapt în condiții identice se repetă identic. Da. Ei bine, dau exemplu limită. Da. Să zicem că îi se ia vițelul unei vaci și este dus la un abator undeva la, să zicem, 100 de kilometri. Și în momentul în care este sacrificat, vaca rage și face tot felul de... Da? Deci simte cumva că puiul ei a fost sacrificat. Da. Repet acest eveniment ca să vezi dacă e științific sau nu. Din cauza asta, chestiile pe care le-au numit ei psihologice, dar pe care nu le-au putut proba, repeta în condiții, da, identice, au inventat o chestie care se numește parapsihologie, adică ar fi psihologie, dar nu prea. Așa. Știi? În sensul că nu respectă criteriile unor adevăruri recunoscute ca fiind științifice. E bine, cumva, ceea ce numim în general artă, se plasează în zona aceea care nu poate fi catalogată cumva, care nu are niște clasificări rigide. Pentru că toate experiențele pe care le numim de tip artistic, și nu numai artistic, chiar și spiritual, sunt unice. Nu sunt doi oameni care simt la fel, nu sunt doi oameni care înțeleg aceleași lucruri la fel, pentru doi oameni care sunt implicați în același eveniment, lucrurile sunt diferite. Să zic ceva de Anatol Basarab, cum e cu zilele de naștere. O mare cioacă, ca să spun așa. Eu am avut colegi gemeni în Tonița, identici, dar identici că până și alunițele le aveau la fel, știi? Născuți la o diferență de 30 de secunde, să zic așa, sau mă rog, aproape o dată, da? Și destinele lor au fost total diferite. Așa este. Unul din ei nu mai este printre noi, celălalt continuă glorios. Sigur că este ceva adevăr aici, dar trebuie să fim foarte atenți că ceea ce ni se întâmplă, de fapt, este o componentă a mai mulți vectori. Nu este o singură chestie. Karma! Ce să spun? Karma! Așa a fost soarta și destinul. Da. Nu e numai atât. Pe lângă karma mai există și dharma, mai există și liberul arbitru, mai există și realitățile conjuncturale, sau cum vrei să le spui, și mai există și grația divină. Deci ceea ce ți se întâmplă în viață este, să zic, o componentă vectorială a celor cinci chestii. Sigur că poate să fie una mai puternică, mai preponderentă vis-a-vis de celelalte. Dar nu e una singură, pentru că altfel am fi condamnați la niște vieți foarte plictisitoare, foarte terne. O singură lege, karma. Băi, ai făcut așa, acum ți se întâmplă așa. Pe bune? Și n-am nicio opțiune, n-am nicio scăpare. Așa e. Da? Bun. Murind de plictiseală, cățeaua lui Pavlov. Dar pe lângă cățeaua lui Pavlov, mai există și pisica lui Schrödinger și se pare că adevărul este mai mult de partea pisicii decât de partea cățeaua. Așa, da? Exact. Bun. Da. Să mergem către faptul de viață pe care l-a trăit. Eu am trăit mai multe fapte de viață, dar insist asupra faptului că faptele de viață sunt absolut unice, irepetabile
Și de obicei e greu de povestit în zona discursivă, în zona discursului, în zona vorbelor. Așa. Încerc să nu folosesc cuvinte mari, dar tot mă pasc din când în când. Pentru că ceea ce povestește un om despre viața lui, pentru celălalt s-ar putea să nu aibă nicio însemnătate. Uite-mă și ăsta ce prostii spune. Pentru că ce se întâmplă? Important vorbim este frica, că noi trăim prin povești. Vorbim de frica de cutremur, da? A doamnei Saveta, care a fost aici înainte, da? Ce însemna cutremurul pentru ea? S-a dărâmat coșul și era frică de aia mică. Da. Ce însemna cutremurul pentru mine? Așa. Deci a sunat goarna alarma, am intrat toți în curte, în cazanul, că trebuia să facem baie sâmbăta, la vremea aceea trebuia să te speli doar sâmbăta, zilnic era interzis, a căzut cazanul, era pe direcția Institutului de la Măgurele, unde și acum este un reactor atomic, era în zona noastră de apărare a unității militare unde eram și am zis... Am zaharisitozic. Da. Pentru că un dobitoc de maior a venit și a spus: aviația inamică la joasă înălțime. Când ești trezit din somn și auzi un zgomot, vezi că explodează ceva și se face o flacără de 50 de metri. A căzut cazanul de la baie, de fapt. Da. Dar era pe direcția reactorului nuclear. Vai de mine. Cam ce să fie chestia asta? Aviația inamică la joasă înălțime. Pe bune? Totul se zguduia, a căzut tavanul, au căzut alea. După care ne-au băgat în niște camioane și ne-au dus la spitalul de urgență. La spitalul de urgență, eu am crezut că este centrul lumii, pentru că veneau autobuze din alea cu burduf, pline cu răniți și nu numai cu răniți. Și un domn îmbrăcat în halat alb, în halat alb. Așa? A venit cu două sticle, ceva transparent, și a zis: bă, băieți, beți și voi să vă încălziți, să vă întăriți. Uite ce rugăminte avem la voi. Morții deoparte, răniți deoparte, ca să ne descurcăm și noi. Deci, în momentul ăla mi s-au tăiat picioarele, pentru că nu știam care e mort și care era rănit. Se întrerupsese curentul. Oamenii operau la faruri de mașini în curtea interioară de la urgență. Și pentru că am văzut-o aici, în sala de protocol, pe doamna Monica Pop, pe care o iubesc foarte mult, trebuie să spun că erau patru studenți care au venit să ajute de capul lor, trei băieți și o fată, și era o fată brunetă, foarte frumoasă, mi s-a părut mie atunci, poate că și era, și după 40 de ani am aflat că acea studentă de la medicină era doamna Monica Pop. Da. Da, foarte da, frumos. Da. Uite cum se întorc cercurile. Se întorc cercurile. Da. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și mai avem câteva povești extraordinare cu Mihai Sandu Grue. Noi revenim într-o zonă foarte, foarte frumoasă. Încercam să găsim, dar cred că vom face sub o altă formă acea poveste extraordinară, pentru că sunt foarte multe și sunt greu de sintetizat în câteva cuvinte. Și nu prea merg după pizza. Nu prea merg după pizza, nu? Nu. După pizza merge altceva. Ce merge? Păi, de pildă, dacă te duci în Italia vara, seara, și te duci la un restaurant, vine chelnerul și te întreabă: Bianco o Rosso? Corect. Nici nu te întreabă ce mănânci. Exact. Atâta te întreabă. Alb sau roșu? Alb sau roșu? Bună întrebare, parcă mi-ar veni și mie să răspund. Din toate lucrurile astea pe care le-am vorbit mai devreme, absolut extraordinar, apropo de întâmplări, apropo de lucrurile care se leagă, care ar fi lucrul pe care l-ați învățat, poate cel mai grozav dintre toate lucrurile care s-au întâmplat, apropo de experiențe, de repet, de lucruri care v-au călit? Un lucru pe care oamenii de acasă să-l ia ca un bun de luat de acum înainte cu ei. Lucrul cel mai important este unul foarte simplu. Vezi, noi trăim într-o lume atât de vastă că nu o putem acoperi cu mintea, cu simțirea, cu nimic. Și atunci, practic, din tot ce există din acest univers, fiecare decupează o bucățică de care se poate ocupa atenția lui. Lucrul cel mai important este atenția. În funcție de cum o direcționezi, pentru că energia curge acolo unde este focalizată atenția.
Pentru că în momentul în care mă uit la tine, de pildă, știu ce este dincolo de gândirea ta. Știu ce gândești de fapt, nu cum te porți, pentru că așa-ți cere emisiunea și contractul tău cu televiziunea. Înțelegi? Și dacă mă uit la fiecare om, înțeleg chestia asta. Și în funcție de cât de puternică este focalizarea atenției, universul meu devine din ce în ce mai profund. Așa este. Și pot să înțeleg, apropo, și de chestiile paranormale de care nu am avut acum timp să discutăm, o să discutăm altă dată când o să fim mai liniștiți, să zic așa, și nu o să miroasă atât de tare pisa aici. De fapt, într-adevăr, e foarte complicat să teoretizăm câtă vreme în jurul nostru miroase a pizza. Pentru un minut, unde vă vedem? La Iași. Bun așa. La Ateneu, în piesa Hangița. La Metropolis, am văzut că era o poză cu Oana Pele aici. Poate și la Dramaturgilor Români, cu o piesă de Vișniec. Și să vedem ce filme mai apar acum, că văd că se codesc să iasă la înaintare. Trăim o epocă destul de bizară și trebuie să fim și pe chestia asta foarte atenți la ce se întâmplă, pentru că dacă nu suntem atenți, ar putea întâmpla lucruri de care să ne temem și care să ne modifice destinul. Mulțumesc foarte mult. Pentru toate lucrurile astea avem nevoie de un doctor. Oana, ai legătură?